Bună seara, doamnelor și domnilor! Vom discuta în această seară despre această lovitură năprasnică pe care a administrat-o astăzi Direcția Națională Anticorupție lui Liviu Dragnea prin aducerea lui Sevil Shaide la Direcția Națională Anticorupție. A fost pusă sub acuzare doamna Sevil Shaide pentru abuz în serviciu în afacerea, în dosarul afacerii Belina. O lovitură năprasnică, vă spuneam, pentru că doamna Sevil Shaide este mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, este omul cu banii din acest guvern, cel care ține practic în mână tot baronetul din PSD, dar nu doar doamna Sevil Shaide are probleme, și Robana Plumb, pentru care de asemenea se cere urmărirea penală în cazul ei. Doamna Chioveș a trimis deja această solicitare. Încă un ministru mai are probleme, domnul Viorel Ilie, într-o altă speță. Deja sunt trei miniștri care au mari probleme penale în acest guvern Tudose. Să vedem ce va face domnul Tudose. Înțeleg că l-așteaptă pe Klaus Iohannis să ia împreună o decizie. Oare ce spune Liviu Dragnea despre ideea asta? Nu se va lăsa cu demisii, spune domnul Tăriceanu. Luni va fi o ședință foarte importantă în cadrul coaliției. Nimeni nu vrea să demisioneze, pentru că ăsta ar fi un semn de slăbiciune în fața doamnei Chioveși. Interesante scenariile, chiar printr-un comunicat de presă dat de PSD, se anunță practic publicul, că ar fi mâna domnului Maior de la Washington, ambasadorul României la Washington, domnul George Maior, care ar unelti împreună cu domnul Ponta să pună mâna pe partid și să-l excludă, practic, pe domnul Dragnea de la conducerea celui mai mare partid din România. Este o schemă foarte complicată, domnul Ponta dezminte, spune că nici pomeneală de așa ceva, deși domnul Ponta a dat declarații în acest dosar, în afacerea Belina, în calitate de martor. De asemenea, domnul Grindeanu a dat declarații. Acest document, această hotărâre de guvern, ilegală, spun procurorii Direcției Naționale Anticorupție, a fost semnată de mai multe persoane importante, inclusiv Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, nefiind chemat niciun fel de calitate la Direcția Națională Anticorupție, și doamna Lucia Varga, de exemplu, a semnat și n-are nicio problemă deocamdată. Sunt foarte multe informații, sunt jocuri interesante. În orice caz, la ora asta este un cutremur în Partidul Social Democrat. Domnul Dragnea înțeleg că a intrat în panică, dă telefoane în teritoriu, instruiește echipele, se strâng rândurile, pentru că este un atac foarte dur la adresa coaliției de guvernare. Îi salut pe invitații mei, domnul Dumitru Dragomir. Bună seara, domnule Dragomir. Să vă mai zic, fost președintele PF, vă cunoaște lumea. Nu, sunt așa de cunoscut încât... Domnul Ciprian Ciucu, director de programe. Încep să devin lipsit de modestie. Nu mai sunt ONG-ist, am schimbat puțin barca către politică. Puteți să mă prezentați ca vicepreședinte PNL București. Vicepreședinte PNL, să punem și asta pe burtieră, și George Râpa, analist politic. Bună seara, George. Bună seara. Să vină și domnul Gelu Vișan, comentator politic. Bun, haideți să vedem firul evenimentelor de astăzi de la ușa DNA-ului. Doamna Sevil Shaide a stat la coadă la propriu, erau vreo 5 persoane înaintea domniei sale. Nu știu dacă a fost programată sau de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, ca un înalt demnitar, vicepremierul țării, să fie pus în această situație. Să vedem firul evenimentelor și începem comentariile. Am fost informat asupra pe calități procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitate de suspect și mai mult nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. A trecut legal Balta Belina de la apele române la Consiliul Județean? Să vă comentez în acest moment. Veți da demisia din cabinet, doamna ministru? M-am prevalat de... Vă rog să-mi permiteți. Deși Sevil Shaide nu a vrut să dezvăluie în ce dosar a fost chemat, a venit imediat comunicatul DNA. Este vorba despre dosarul lacului Belina. Potrivit procurorilor, în anul 2013, părți din insula Belina și brațul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Telorman și în administrarea Consiliului Județean Telorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal către Teldrum. În ședința de guvern din data de 6 noiembrie 2013 s-a adoptat hotărârea de guvern 858 din 2013, prin care se modificau codurile de clasificație ale insulei Belina și brațului Pavel, în sensul că pe hârtie se elimina apartenența acestora la bazinul hidrografic al Dunării, creând aparența că trecerea lor în proprietatea și administrarea Consiliului Județean Telorman nu mai impune adoptarea unei legi, ci este posibilă doar printr-o hotărâre de guvern.
Cu alte cuvinte, o mână de oameni bine așezați în funcții cheie în statul român au pus ochii pe câteva zeci de hectare pe malul Dunării, le-au vrut și le-au luat numai pentru ei. Iar pentru a ascunde faptul că terenul a ajuns în mâna Teldrum, invocând îndreptarea unei erori materiale, angajați de la cadastru au șters pur și simplu din cartea funciară notările privind închirierile dintre Teldrum și suprafețe de teren din insula Belina și brațul Pavel, susțin procurorii. Suprafețe din insula Belina și brațul Pavel fusese închiriate prin contracte unei firme private, pentru a nu atrage atenția administrației publice centrale cu privire la existența unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina și brațul Pavel. S-a dorit obținerea unor extrase de carte funciară curate în care să nu apară contractele de închiriere, având ca părți administrația Apele Române și această societate comercială. Hotărârea de guvern a fost adoptată câteva luni mai târziu, pe 27 noiembrie 2013, iar în monitorul oficial apare ca fiind semnată de premierul de atunci, Victor Ponta, și contrasemnată, printre alții, de Liviu Dragnea, vicepremier la acea vreme, și Rovana Plumb, ministru al mediului. De altfel, procurorii DNA au cerut în acest dosar și aviz pentru începerea urmăririi penale a Rovanei Plumb, acuzată de complicitate la abuz în serviciu. Rămâne o singură întrebare privind acțiunea DNA. De ce abia acum ancheta, dacă despre toate aceste mașinațiuni presa a scris încă din anul 2013? De altfel, la scurt timp după audierea lui Sevil Şaideh, PSD a venit cu o reacție în care acuză tocmai aceste presiuni despre care vorbea Chioveşi în iunie. Suntem pur și simplu stupefiați în plin scandal național ce are ca subiect abuzurile statului, paralel susținute de înregistrări, filmări, declarații incendiare din interior, scandal care este preluat până și de presa internațională. Rămășițele fostului binom, în loc să-și prezinte în bloc demisiile de urgență, continuă bătălia nu numai împotriva PSD și a lui Liviu Dragnea. Asta este ce spune PSD. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, la Washington, George Maior, a dat de asemenea o reacție după ce a fost amestecat numele domniei sale chiar în comunicatul celor de la PSD în tot scandalul ăsta, referitor la campania absolut irațională prin care numele meu este implicat în dispute politice interne. Doresc să precizez că întreaga mea activitate este concentrată pe promovarea intereselor naționale ale României în relația cu Statele Unite ale Americii, principalul nostru partener strategic. Nu mă interesează nicio funcție publică sau politică și am un singur scop, acela de a-mi reprezenta țara cu demnitate și eficiență din poziția de ambasador al României la Washington. Îmi rezerv dreptul de a-mi apăra reputația față de folosirea abuzivă a numelui meu în cadrul acestei avalanșe de minciuni, știri false și intoxicări responsabile și ilegale. O să comentăm și o să analizăm mai bine scenariul acesta, cum că domnul George Maior ar fi implicat într-o acțiune din asta de debarcare a domnului Dragnea din fruntea PSD. Să începem însă cu dosarul ăsta și cu toate audierile. Îl salut pe domnul Gelu Vișan. Bună seara, bine ați venit. Este a nu știu câte ora când vorbim despre lacul Belina și despre afacerea asta, deci suntem asta e la modă. În subiectul e la modă. Ăsta. Domnule Dragomir. Eu nu cred că George Maior este chiar atât de implicat în povestea asta cu lacul și cu evenimentele care se întâmplă acum. Și să vă spun de ce. Nu știu dacă în premieră vă spun dumneavoastră asta, la un meci al Stelei pe nou stadion a venit și domnul Maior împreună cu copiii la loja unde eram și eu. Și îl cunosc de la tatălui, că l-am cunoscut și pe tatălui, l-am cunoscut și pe el de când era mic. Și l-am întrebat, bine mă, George, de ce i-ai lăsat mă pe ăștia să mă curețe când știi că sunt nevinovat? Mi-au dat 7 ani de zile, una, Daniela Toader, știați sigur că sunt nevinovat? Lasă, domne, că nu o să fie nimic. De ce? În curând se bagă unul pe altul la pușcărie, domnule, nu începuse deranjul ăsta. Vă jur, în curând se vor băga unul cu altul la pușcărie și nu se mai ocupă nimeni de tine. Se vor ocupa ei de ei. Dom'le, în loje, la... Eu bineînțeles că am crezut că, uite... Deci asta în ce an? În ce an? Anul ăsta. Anul trecut, când a jucat
Steaua cu... A, păi da, era deja operațiunea asta în desfășurare, da, domnule Dragomir. Da, da. Anul ăsta, nu. Și a capul unui actora. Da, 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 da. Nu începuse. Nu, scandalul a început acum vreo 3-4 luni. La începutul anului. Chiar era frig în sau la sfârșitul anului trecut. Cam așa ceva. Dar știu la meciul Stelei cu Sevilla aici, la stadionul nou. Și atunci cred că nu îl interesează neapărat să intre în politică acum în vâltoarea asta nenorocită, mai ales în Republica asta a procurorilor, pentru că este clar, au fost protocoalele, au fost făcute între procurori și servicii, este clar, au recunoscut ei. Degeaba să dau după Cireș. Deci au fost făcute pe vremea lui Maio. Degeaba să o dau după Cireș acum, da, dar el a plecat la timp. Da, da, vedeți, scenariul este că domnul Maior s-ar fi înțeles cu domnul Klaus Iohannis să facă echipă, domnul Iohannis să-și continue mandatul în 2019, iar domnul Maior ăsta să fie premier. Ea nu știu câta oară când aud de Maior premier. Uitați ce cred. Eu cred că mai mult este o răzbunare a lui Ponta, pentru că Ponta este un tip foarte periculos, foarte periculos, și este o răzbunare a lui, pentru că Dragnea i-a dat cu flit. Și a pierdut cașcavalul de la partid. Asta este convingerea mea, pentru că pe cele două doamne le-a dat în gât, iertați-mi expresia, el la DNA, când l-a chemat. Ce s-o mai dăm? A negat asta, a negat că ar fi dat... Asta să-i spună fratele lui Dan Spătaru. Stați puțin, că chestia asta a la PSD, că nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le miroase, este ceea ce fac ei de obicei. Să fim serioși, da? Aici e foarte clar despre ce e vorba. Da? Adică, o să intrăm să analizăm pe fond. Despre ce e neclar aici, nu înțeleg. Omul ăla și-a dat lacul, se ducă să pescuiască singur acolo. L-a scos de pe hârtie din geografia României. Da? El face parte, evident, din, vorbim despre evidență, despre fapte, da? Din bazinul Dunării. Și l-a luat ca proprietate personală. Problema este că afacerea s-a făcut Maior, în 2013, domnule Ciucu, și orice om se întreabă ce va apuca Nici eu nu cred că domnul Maior e băgat în porcăria. Deci treaba are Maior cu ce zice PSD-ul? Maior în Statele Unite acolo? Ăsta este un fapt, da? Adică avem cazul, știm de ce a fost chemată doamna Shaide la DNA și despre asta este vorba. Asta trebuie să comentăm. Că, ce se gândește PSD? Cum că este o conspirație? Cum se numește domnul Ciucu? Da, domnul Bișa. Porturile care se dau administrației publice locale, ce părere aveți despre ele? Porturile la Dunăre. E vorba aici e un port la Dunăre? În general, porturile care sunt mult mai importante. Dar nu, părerea dumneavoastră despre porturile care se dau prin hotărâre de guvern, prin HG de guvern, se dau administrației publice locale. Dacă există o justificare foarte bună în spate, dacă există... Vi se pare că de la stat nu este statul prejudiciat dacă se dă portul la primăria cu tare. Pot dau exemple din Dorci, că eu m-am bătut pentru porturi care se dea administrații publice locale. Și aici s-a dat... Tot prin hotărâre de guvern, tot așa cum e legea. Unde a ajuns la sfârșit? Deci nu trebuie să ne uităm unde, că s-a dus numai la Consiliul Județean. Unde a ajuns la sfârșit? Nu știu, asta e altă discuție. Apropo de legalitate. Adică înțeleg că ar trebui să discutăm lucrurile astea fără patimă. Înțeleg că dacă... Fără patimă politică. Fără patimă politică. Dacă vreți, eu am intervenit și încerc, scuze, am schimbat cumva rândul. Să vă răspund și eu la întrebarea cu domnul Maior, se poate? Da, vă rog. Scurt. Deci, vrea domnul George Maior este coordonatorul întâlnirii din casa lui Oprea. El a coordonat-o, el a inițiat-o, el a făcut-o. 1. Domnul George Maior este cel despre care mie mi s-a spus la foarte multe întâlniri cu apropiații, inclusiv dintre cei care au participat la acea întâlnire în casa domnului Oprea, că să fiu atent cu domnia sa, că va fi viitorul prim-ministru. Și că să nu vorbesc ceva la televizor de domnul George Maior, că mă pun rău cu viitorul prim-ministru. Așa mi se spunea. Dar șef PSD, calitatea asta i-a atribuit-o cineva până acum? Domnul Maior, cum am afirmat public în emisiunea dumneavoastră, este cel care a organizat lovitura Grindeanu. El a organizat-o ca coadă, lovitura Grindeanu.
Așa că de asta nu știu dacă cu Belina, fără Belina, cu Bele Art, fără Bele Art. Domnule, asta este, o să vorbim că mai deci domnul George Maior este foarte conectat și implicat la ceea ce înseamnă puterea în România. Dar faptul de ce ar fi că... implicat? Uite că întreb și eu ca domnul Dragomir. Place puterea. Bine, pe... mersi acolo, doamnă, o funcție încă o dată, importantă. Nu, era șef SRI, atenție. Dar nu vă de păruit. Da, era șef SRI și mie, lui Gelu Vișar, la masă, mi se spunea de către oameni care au fost lângă el în casa la Oprea, din sistem. Da? Eu v-am mai spus, n-am fost în ziua aia în casa la Oprea, doar, sau n-am fost în ziua aia. Da? Dar, și am și spus că nu am fost, dar nu un secret, că i-am cunoscut pe majoritatea din cei de acolo și vorbeam frecvent cu ei. Da? Poate și în ziua aia am vorbit foarte mult cu ei. Mai știi? Da? Din punctul în ziua, în seara și noaptea aceea, da? Poate, domnul George Maior, nu, cum să spun, e de înțeles sau de neînțeles, dânsul cu Vasile Dâncu au o chestie că vor să conducă România. Au această goangă, da? El n-a putut să fie, el l-a pus pe Dâncu. N-a putut să fie Dâncu, vine el înapoi. El tot timpul, grupul de la Cluj, vorbim de grupul de la Cluj, care își pun șef de SRI, care își pun șef de 2 și un sfert, care își pun prim-miniștri, care toți, uitați-vă la foștii prim-miniștri, șef SRI și toți vin de acolo. Helvic, Cioloș, nu mai spun de Boxelacu că a venit pe turnantă, Boc, nu e grupul de la Cluj, a venit pe turnantă tot de acolo. Și Telormanul dă niște lideri importanți. Tot, poftim? A zis că Cioloș vin de la SRI? Nu, am spus prim-miniștri și foști șef SRI și șef. Ăsta era altul, Vulpea. Da? Tot de acolo. Vulpea, cum n-a, nepot acum, Cioloș, după Vulpea. Adică e o gașcă, ce încerc să vă spun? E o gașcă, ați înțeles motivația, e o gașcă de șmecheri de la Cluj, grupul de la Cluj, cu Helvic, cu băiatul ăsta de la televiziune, că mi-i dau numele, că nu vreau să fac concurență, să supere, și toți, ei au făcut o gașcă și îi spun așa, Clujul, Transilvania noastră, isfruncea, da, nu Banatul, noi suntem Fruncea și toată lumea trebuie să plece de la noi. De ce vrea George Maior puterea? La pușcărie, toată lumea vrea puterea. Da. Toată lumea vrea putere. Asta este conspirație nouă. Clujul nu conspiră nicio... să ia... Nu e nicio conspirație. Nu a nici măcar legile pe plan local. A bătut Boc singur acolo. Și da. Am și spus, nu, am și spus că Boc a luat-o pe turnantă. Păi, Boc face parte din grup, domnule. Nu, l-au lăsat în pace. Domnul Dragomir, l-au lăsat în pace. Boc îl știu, pe Emil Boc îl știu, vorba domnului președinte, că aici are dreptate, știi? Pentru Emil Boc m-aș vrea în Boc. Băi, frate, cel mai deștept... Cel mai deștept de acolo este rus, ca să punem lucrurile la punct. Grupul de la Cluj conduce țara din ultimii 15 ani. L-a condus și pe Băsescu, i-au condus pe grupul de la Cluj, conduce țara. Sunt aici în București, mult mai aproape de București. Câțiva sunt băieți deștepți. Eu nu fac analize, eu vă spun ce se întâmplă. Bun, așa cum mergem mai departe cu raționamentul. Domnul Maior, care are o relație bună cu Klaus Iohannis, este evident, da? Chiar așa cum s-au întâlnit la New York, are o relație bună cu domnul Ponta, ce este? Fin sau ce e? E fin, nu? Domnului Ponta. A, denunțătorul. Așa, mai departe. Va compromite și pe el, Ponta. Doamna Pădăbășire, știți că sunt doi denunțători în dosarul acesta, nu numai Ponta, mai e unul, secret. Țineți înregistrarea și când va ieși și al doilea denunțător, tot persoane importante. Grindeanu? Nu știu, eu spui că e încă un denunțător. Da, așa vehiculează multă lume, că ar fi și Grindeanu și Ponta. Mai departe, mergem cu raționamentul. Ce a făcut domnul Maior? A contactat-o pe doamna Chiovei și i-a zis, vezi și tu că au făcut ăștia niște aranjamente cu lacul ăla, Belina și cu ei din 2013 povestea. N-ar fi cazul să umbli la dosarul ăla? Da. Așa vedeți dumneavoastră raționamentul? Da, eu în februarie, când vă spuneam dumneavoastră, când veneam pe la emisiuni și vă spuneam că în februarie anul acesta, că lui Dragnea îi se va întocmi un dosar pe Tel Drum și că va fi cerere de urmărire penală, ceea ce și va fi, sau arestare, cum era planul inițial, nu știu dacă a rămas la planul inițial împotriva lui Dragnea, în februarie 2017, anul ăsta, când vă spuneam și toată lumea spunea, haideți domnul Vișan, aveți dovezi, haideți, glumiți cu noi, v-am și spus că va fi pe Tel Drum. Că e sau nu e pe Tel Drum ceva, nu e treaba mea. De unde știe domnul Bișan? Din surse de la Departamentul Național Anticorupție și din surse de la sistem. Din sistem. De la Binom. Sistem. Scrie aici în... De la sistem, Binom. Deci am dialog, am dialog. Da, nu era previzibil. Am dialog cu Dragnea, care controla Telormanul și care își dădea contracte la Tel Drum, o să aibă un dosar. Nu era deloc previzibil. Sunteți nu, nu, în februarie 2017, dosar, nu vorbea nimeni, nu, știu, nu văd în viitor, știu cum lucrează statul de drept, da? Știu de la ei.
Da? Știu. Încercați să discreditați degeaba justiția când ce își face treaba. Discreditați degeaba justiția când își face treaba. Cum ar fi pe domnul Negulescu, așa îl discreditez sau ce? Ce nu, eu știu din interiorul DNA-ului, din interiorul DNA-ului când a ajuns acest dosar. Băi, vreți să vă spun, vă dau un bilet acum și vă spun pe ce l-au, cu ce l-au la mână pe Dragnea pe Teldrum, care nu s-a vorbit până acum. Dați-mi biletul, ia să vedem. Da, vă dau dumneavoastră, păi da, mersi. Păi da, dacă o scoți în direct. Ia dau doamne, e un bilet închis, dar nu crede, dumneavoastră n-am încredere. Vă rog, da, 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 da. Cum adică? Ce să rei? Păi nu știu că dacă e lăudat... Da, adică eu vorbesc cu dumneavoastră... Da, domnule Ciucu, da. Așa, vă rog frumos, dați-mi un nivel la discuție. Bun. Deci bun, nu, da, nu cu biletele, nu schimbăm biletele. Nu fac parte din sistem, okay. N-am surse în DNA, okay. N-am surse în SRI. Dar atunci nu vă bucurați. Vedeți că locul ăsta este el cu scandal, cu bătaia. Atenție, nu vă bucurați, nu vă bucurați că un guvern poate să fie schimbat cu DNA-ul. Nu vă bucurați de asta, că va fi schimbat cu DNA-ul acolo. Nu poate să fie schimbat cu DNA-ul. Guvernul să fie schimbat de oameni la alegeri. Nu, guvernul acesta va fi schimbat într-o perioadă foarte scurtă, va cădea. Dar să nu vă bucurați de lucrul ăsta, că am văzut că sunteți toți, vai, 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 că vă vine rândul. Știți, așa ziceau și de la PD. Mie nu știu să vină rândul, domnule. Eu sunt om cinstit. Dom'le, toată lumea a zis. Nu toată lumea a zis. Dar nu am scris în dulap, nu am scos în viață. Auziți și ea care a arestat portocală. Auziți și ea pe care i-a arestat portocală, la fel au zis. Și portocală spunea, iar denunță-l pe... E, te-l pe domnul Dragomir. Domnul Dragomir, sunteți necinstit. Dânsul spune că sunteți necinstit. N-am zis așa ceva. Păi dânsul are probleme mari cu justiția. Eu nu cunosc dosarul domnul Dragomir pentru că nu m-a interesat. Dar dânsul este cinstit sau necinstit? De unde să știu? Că nu-l cunosc. Acum păi am fost în prima oară în viața mea. Bun, păi ia, să vă spună cum, ce nu ce cunosc dosarul, nu m-a interesat acest dosar. Da. Eu vă vezi faptul că dumneavoastră dânsul domnul Dragomir este justiția. Domnul Vigean. Păi nu l-a spune că eu sunt cinstit. Îi adresați o întrebare la care n-am reușit. Pentru că n-am niciun fel de probleme. Nu am banii cu lopata, n-am afaceri cu statul. Poate călcați bebec. Să mergem mai departe. Și eu sunt cinstit, să știți. Hai să vedem. N-am avut niciodată. Până când vom analiza pe dosarul ăsta. Domnul Vișan. S-a atacat justiția. Nu, n-am problemă cu justiția. Nu, nu în sensul că vă caută justiția. Nu asta o căutați. Haideți, că sunt patru invitați, toată lumea să apuce să vorbească. Mulțumesc, domnul Vișan. Aș vrea să revin puțin la povestea Belina, că cred că asta e tema. În nota de fundamentare pe care a prezentat-o Consiliul Județean Teleorman în 2013, când am avut celebra hotărâre de guvern prin care lacul trece în posesia Consiliului Județean, se vorbea de investiții. Asta înseamnă că acel loc trebuia dezvoltat, exact așa cum spune la modul populist Victor Ponta, pentru teleormăneni, pentru poporul teleormănean. Au trecut însă doar câteva zile și lacul acela, care nu e un lac, e un teritoriu, o zonă destul de mare, a trecut la firma Teldrum. Deci cam asta este adevărul, că ceea ce există în hotărârea de guvern s-a respectat. Și numai o secundă, Teldrumul a plătit taxe către stat. De ce contează dumneavoastră? În al doilea rând, vedem că... Adică, să spunem ce contează. Dar am făcut o ilegalitate și a plătit taxe... Exact. Da, exact. Te rog, George, aia fi neapretenție. În al doilea rând, vedem că totuși în ultimele luni Partidul Social Democrat și liderii Partidului Social Democrat nu s-au războit absolut deloc cu opoziția politică. Nu am văzut atacuri, de exemplu, la Partidul Național Liberal sau la USR sau la acei oameni din PMP, pentru că nu sunt toți, care fac opoziție la actuala guvernare. Am aflat, în schimb, că există un alt tip de dușmani. Există sorosiștii, există ONG-urile, există oamenii care ies în stradă, există ambasadele care în continuare hai să vorbim despre scenariul ăsta pe care l-a avansat exact, acum PSD-ul exact în zona cu Maior. Asta ajungem și la Maior. Păi, Maior este eu nu vreau să facem abstracție de scenariul ăsta pentru că am văzut multe de-a lungul timpului și nu sunt naivă. Mie mi se pare strict o chestie de comunicare politică. Se încearcă să se arate pe românește pisica, da? Să se arunce săgeți către diferite zone, tocmai pentru a ascunde adevăratele probleme. Care adevăratele probleme care sunt? Sunt aceste cercetări ale procurorilor în anumite dosare, care fie că ne place, fie că nu, sunt reale și multe dintre ele, după cum am văzut și până acum... Și domnul Portocală, fără să vă aibă domnul Portocală, lăsați-mă și nu, pe mine. Aici nu e spațiu public. Nu cunosc pe domnul Portocală, eu discut principii aici. Nu, tot nu principii vorbesc domnul, domnul Portocală nu știu dacă este reprezentativ pentru DNA, așa cum nici dumneavoastră nu sunteți reprezentativ pentru clasa politică. Și nici eu nu sunt reprezentativ pentru oamenii care... Eu după 30 de ani aș putea spune că îmi permis să spun lucruri pe care alții...
Altora le e frică să le spună. Bun, sunteți o persoană, sunteți o persoană curajoasă. Mulțumesc și vă admir foarte mult. Nu, vreau de domnul Portocală, adică să nu generalizăm că toți procurorii sunt sfinți. Asta era ideea. În 3 minute ajungeți la domnul Portocală. O rugăm pe Nadia, discutăm 5 minute sau vă lasă să vorbiți 5 minute de domnul Portocală. A zis aia... procurorii sunt corecți. Unii procurori sunt incorecți, măcar atâta. Cu siguranță unii procurori sunt incorecți. Uite ce te întreb în cazul ăsta. Domnul Liviu Dragnea a semnat acea hotărâre de guvern ilegală, zic procurorii. Dom'le, de ce nu-l cheamă și pe Liviu Dragnea, domnule, la să-l întrebe de nimic? Dacă e așa... E bună întrebarea și aș vrea să revin și la Victor. Uite, uite aici cine a semnat. Viceprim-ministru dezvoltării, asta era domnul Liviu Dragnea, da? A chemat-o pe Sevil și a ideea pusă sub urmărire pe gâdea ăla de la fostul președinte al Consiliului Județean, Telorman. L-au pus sub urmărire pe Ponta și pe Grindeanu, care... Până la urmă ajung la concluzia domnului Dragomir că au depus denunțuri, dar au scăpat cu ceea ce calitatea de pe marcă. Domnul Dragnea, cred că se întâmplă în momentul de față ceea ce s-a întâmplat și în alte dosare. Atunci când ai regele pe tabla de șah, nu ataci frontal acolo, ci te duci în mod evident la celelalte piese. Ca mafia. Pe care încerci. Asta folosea mafia. Nu, asta folosesc procurorii și din Statele Unite și din Franța și de unde vreți dumneavoastră. Bun, dar asta pentru a aduna. Domnul Dragomir, lăsați-mă și pe mine, vă rog frumos, că nu reușiți dumneavoastră și de domnul Vișan, care domnul Vișan era obișnuit cu dumneavoastră, vă știam om serios. Deci. Dacă mi-ai faci ceva, cred că studiul ăsta are problemă. Până acum haideți să mergem mai departe. Vă rog frumos. Da. Nu v-aș jigni, nu v-a făcut de niciun fel. Deci v-aș ruga să vă retrageți cuvinte. Încerc, îmi retrag cuvintele. Este un om foarte serios. Vă mulțumesc frumos. Da, nu, e interesant că... Nebunatici. Deci, în momentul de față se încearcă ca anumite persoane care au cunoștință despre aceste fapte să vină și să confirme în fața procurorilor ceea ce s-a întâmplat acolo. Și în al doilea rând, aș vrea să spun și o chestiune cu domnul Ponta. Cred că domnul Ponta a avut informații de undeva din sistem, asta este bănuiala mea, astfel încât el a ieșit public într-o declarație de presă cu această poveste cu Lacubelina. Cel mai probabil, Victor Ponta s-a protejat, tocmai pentru a nu fi chemat la DNA și să fie inculpat în acest dosar. Domnia s-a preferat să fie chemat ca și martor. Și a venit și a spus, domnule, mi-am amintesc la un moment dat să vă dau un exemplu, domnul Ponta m-a pus... E bună, Dragnea, ideea e bună. Domnul Dragnea m-a făcut să fac o chestie care, de fapt, nu știu dacă e chiar... Da. Doamna Dragomir. Domnule, fac temperatură când îl văd, pentru că știu cât e de fals și de... Pe mine m-a trimis, m-au dat afară de la ligă, ca pe o măsea stricată, dar nu le-a ajuns asta. Pilotul lui, că el era copilot la Bădina. Bădina a păcălit vreo 20-30 de firme, le-a luat banii și după aceea a făcut autodenunț. Printre autodenunțurile lui a scris, cred că și la Liga Profesionistă de Fotbal s-ar fi putut întoarce ceva din bani. Ca procurorul să aibă, să mă ia și pe mine la cercetare. Fiți atenți aici, asta în al doilea proces. În primul proces, fiul lui domnul Ponta, Iacov, mi-a făcut plângere penală și a zis în felul următor. Din experiența mea de constructor, nu făcuse niciun coteț de găini, cred că în ceea ce privește construcția ligii a fost mită. Imediat m-a luat ăsta Eva de la Iași. 6 ani m-a ținut în proces și am fost achitat de toate, inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci ziceți că va lucra Ponta și pe dumneavoastră? Bineînțeles, domnule! Bine, și m-a dat afară. Dar cum m-a dat afară? A strâns președinții la un hotel în Biserica Cașin, le-a promis amnistie fiscală, le-a promis de toate dacă nu mă votează a doua zi și îl votează pe Gino Iorgulescu. La a doua zi, au venit și mi-au spus, băi, ne-a chemat, ne-a spus unii, le frică asta. Ăla e abuz. Nimeni n-a intervenit cu nimic. Domnule, nu e nimic întâmplător. Îi dăm gât pe toți să bagă unul pe altul la pușcărie acum pentru că sunt lipsiți de caracter. Ca să fie clar. Și sunt zeci de oameni nevinovați care se duc la pușcărie